Recrutau fete din familii nevoiașe și le obligau să se prostitueze. O grupare criminală a fost deconspirată de polițiștii și procurorii din Chișinău. Oamenii legii au descins pe 6 decembrie în apartamentele unde erau prestate serviciile sexuale și au găsit acolo șase tinere, dintre care două minore. Totodată au fost încătușați și doi suspecți care au fost reținuți. Forțele de ordine au stabilit că după ce suspecții recrutau fete sărace, le căzau în apartamente închiriate, unde se prestau servicii sexuale. Potrivit anchetei, în cazul în care clienții doreau să fie de serviți la ei acasă, tinerele erau duse pe adresele indicate. Clienții erau găsiți pe internet după ce membrii grupării postau anunțuri, iar banii în urma serviciilor erau colectați de asemenea de către suspecți. Tinerele erau ținute captive în apartamente pentru a nu fugi. Totodată, suspecțiile impuneau să se drogheze, ca acestea să nu doarmă câteva zile, astfel să poată deservi mai mulți clienți. Fetele care refuzau să se prostitueze erau bătute și amenințate. Acum, forțele de ordine cercetează cazul pentru a identifica toți suspecții pe acest caz, dar și pentru a stabili dacă există Există și alte victime. Dacă vor fi găsiți vinovați, membrii grupării riscă până la 20 de ani de pușcărie.